În sfârșit, Ne auzim? stimați Ne telespectatori, suntem în direct de la Brașov. Îl vedem, îl auzim. Așa, da, măi omule, auzi auzim, în ne direct. auzim, da? Da, Ne da. auzim. Auzi, dar Avem. scoate năzdrăvănia asta de aici, că E, acum gata, e suntem. lumea Ia, răsucită, e, e lumea gata. răsturnată peste. Gata, frate, acum, da. Frumos, frumos, Dar te gata, ne transmiți auzim. din curte sau de unde transmiți? Aproape din curte, aproape, Ia aproape. zi cum e, unde E e aia? foarte. O, ce faină e. E ca și cum Vale, ce faci, Vale? Unde ești? Minunată. Astăzi am primit acest link. Vedeți ce frumos arhitectural, așa am pus, să fim alături de un om deosebit și un om minunat al Brașovului. Îl avem invitat pe părintele Constantin Necula, membru în Consiliul de Onoare al Brașovului, și cu ocazia asta am o listă, așa că trebuie să vă spun. Merge toată treaba, e perfect. Bun, oameni buni, ce să vă spun? Suntem în direct pe televiziunea grupului Brașov. Vă așteptăm, cum se spune, întrebările voastre, sugestiile voastre, tot ce vreți voi, ca să vorbim așa frumos, uite, la ceas de seară. Dar până până ne întrebați pe ne pe Facebook ce și cum, și eu o să-i transmit părintele Necula ce ați spus voi sau ce doriți să-l întrebați. Mulțumesc foarte mult că ați putut, pentru că cred că pentru dumneavoastră ziua are undeva la 72 de ore, nu? Cam pe acolo, așa. Eu sunt mai șcheian, așa, după construcții și noi acolo sub deal avem și ore de rezervă. Haideți să vorbim acum. Suntem într-o perioadă foarte frumoasă a postului Paștelui. Ne pregătim pentru această sărbătoare minunată a Ortodoxiei, Învierea Domnului, și bineînțeles, duminică sărbătorim florile. Să vorbim așa în principiu și să spunem întâi semnificația primei părți, adică a florilor, și după care semnificația Paștelui și cum ne pregătim. Acum trebuie să privim florile în relație cu o sâmbătă anterioară, sâmbăta învierii lui Lazar. E important să vedem că florile sunt așezate între două învieri, învierea lui Lazar și învierea Domnului, un fel de praznic de odihnire, de unde și dezlegarea la pește de flori doar pentru cei care au ținut post. Pentru ceilalți e o masă obișnuită. Undeva lângă, în foarte aproape, în Betania, foarte aproape de Ierusalim, până anul trecut când am filmat acolo, nu bănuiam că e așa de ușor. Se trece dealul cam cum treci către fântânița Popii dinspre Șchei, așa nu-i mai mult, între Betania și ajungerea în Betfaghe, de unde își va lua măgărușul Domnul Hristos ca să intre în Ierusalim. Domnul stă foarte aproape de Ierihon, se pare, se odihnește și primește vestea că prietenul lui Lazar a murit. Nu, n-am să admit poanta aceea cu Lazar, ieși afară dacă e coronavirus, nu ies. Dar asta a fost o poantă proastă, încă una din poantele proaste ale perioadei acestea. Lazar este vestit ca fiind un prieten mort către Hristos. Domnul se apropie de Betania, lasă suficient de mult timp încât, într-adevăr, Lazar să moară. Ai senzația că nu vrea să miște deloc. Când se apropie de Ierusalim, de altfel, sora Mariei și a lui Lazar, Marta, să s-o poți închipui așa cu mâinile un pic în șolt când se apropie Hristos de Betania, spunându-i: ce faci acolo, ce cauți, ai venit prea târziu, l-ai lăsat pe prietenul tău Lazar să moară, e un pic supărată. Evanghelia ne povestește că Maria sta în casă și se ruga și când vine Domnul, fără să schimbe niciun cuvânt cu Hristos, Hristos se apropie de mormântul lui Lazar, păstrat astăzi într-un teribil cartier arabesc, se coboară acolo, se ajunge greuți. E o biserică grecească, dar nefuncțională ca atare și se ajunge foarte greu la mormântul lui Lazar. E o coborâre așa pe scări, până în locul unde se crede că e posibil să fi stat Lazar. În 1936 descoperit mormântul și abia în 82 este dat publicului serios în vizită. E bine, în acest mormânt, în fața acestui mormânt, Hristos îi spune lui Lazar: Lazar, ieși afară. Și după ce Lazar învie, sigur că toți oamenii din jur sunt într-un extaz teribil. Închipuiesc că cineva acum ar spune: coronavirus, oprește-te, s-ar opri cu totul și de a doua zi totul ar reveni la normal și ar fi evitat. Cam așa este și momentul învierii lui Lazar, se șochează comunitatea.
Iar Lazar plecând, iar Mântuitorul plecând de acolo a doua zi, ajunge în Betfaghe, o localitate necunoscută, nu are o semnificație istorică foarte mare până la Mântuitorul Hristos. Dar de acolo și-a măgărușul, mânzul a sinei de care are nevoie să intre în Ierusalim, un Ierusalim care este entuziasmat de venirea lui Hristos. Evanghelia de duminică așa începe, cum jumătatea de Ierusalim era în spatele Mântuitorului urcând dinspre Betfaghe cu el, iar jumătatea cealaltă îl întâmpină dinspre Betfaghe, în locul care astăzi este marcat ca atare, un loc în, foarte aproape de locul unde avea să fie biciuit Mântuitorul Hristos de fapt. Și de acolo începe povestea acelui Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, care se transformă în săptămâna ce vine în răstignește-l, răstignește-l, arătând odată în plus ce putere poate să aibă media în mișcarea informației în fața oamenilor și cât de ușor este cei care deodată strigă Osana să-și transforme strigătul într-un strigăt de ură. Suntem dinainte acestui eveniment, pentru mine sigur că mintea mea asta de brașovean e legată întotdeauna de curtea de la Sfântul Nicolae, de purtatul mățișorilor și crengilor de salcă, semn al vechilor frunze de întâmpinarea Mântuitorului Hristos. Eu am și o poveste legată de florii rog, pe care o țin tare mult la inimă, și anume că probabil copiii seamănă acolo foarte mult cu niște cavaleri care însoțesc un comandant de oști teribil. Gândește-te că măgărușul ăla în ochii copiilor a luat semnificația unui cal, unui Pegas super important. Ramurile de finică au devenit niște spade care l-au făcut pe Hristos să fie entuziasmat de entuziasmul lor. Copiii sunt foarte entuziași de venirea lui Hristos. Seamănă cu noi toți când ne jucam când eram mici și loveam cu bâta peste un capăt de frunză, peste cea, toți ne-am bătut cu câmpurile la un moment dat. Din nefericire, unii bat câmpii și astăzi. Dar apropierea aceasta de Hristos comandantul, de Hristos împăratul, de Hristos care merită Osana, mă face să cred că Hristos a intrat în jocul copiilor, de aceea e frumoasă intrarea în Ierusalim. Și este de altfel ultima zi în care Domnul Hristos se mai adresează copiilor. În toată săptămâna patimilor nu avem niciun cuvânt despre copii. Domnul zice că ascunde moartea lui de ochii copiilor ca să nu vadă urâciunea și urâțenia sufletească a părinților. Îi putem redescoperi, bine, asta deja este o poveste care mi-aparține, îi poți redescoperi în Duminica Învierii. Deci eu știu cum era atunci, nu, dar pot bănui că era ca și acum. După o noapte de Paște, evreii obosiți ca și noi după ce mâncăm și bem câteodată, se retreseseră și au întârziat un pic trezirea. În ziua Paștelui doar copiii aveau voie să se joace afară, la ei nu se aplica cu strictețe nimic. Și copiii se întâlnesc cu femeile venind dinspre mormânt și care în brațe purtau miresmele, nu alabastrul cu miresme. Și care probabil pentru a nu împrăștea pe jos acest mir ce era dedicat lui Hristos, îi ung pe copii și le spun Hristos a înviat. Și copiii răspund adevărat a înviat. Și când intră în casă, mirosind la rândul lor în mireasma aceasta a Paștelui, părinții întreabă ce cu voi de mirosiți așa și îi spun Hristos a înviat și au zis adevărat a înviat, dacă și copiii noștri spun asta. E o poveste, dar e una care exprimă foarte mult starea de lucru din aceste săptămâni. Cum este, părinte Necula, cum este perioada aceasta? Suntem într-o perioadă destul de urâtă, pot să spun, și uite, suntem, cel puțin încercăm noi pe cât putem să transmitem măcar gândul acesta, dar nu o să putem lua niciodată acea imagine în Noaptea Sfântă, să luăm acea lumina Mântuitorului. Și mai mult, uite, sunt două mari sărbători, Duminica Floriilor, în care noi toți mergeam la biserică și luam acele ramuri de bine, apoi urma săptămâna mare cu toate și săptămâna mare, da, după aceea urmează săptămâna mare, bineînțeles, și vreau să și vorbim, dacă puteți să ne povestiți în fiecare zi cam ce semnifică și cam cum trebuie să ne pregătim pentru această perioadă. Acum presupunând că suntem acasă în săptămâna patimilor, da, și nu este decât părintele și cântărețul și o mână dreaptă de ajutor acolo, că atâta e voie. Slujba merge mai departe, biserica nu transmite online, dar transmitem slujba, e un mod de transmitere, nu e un mod de slujire, slujim pe bune, adică ne suntem online tot timpul de fapt. Fiecare zi a săptămânii patimilor ne apropie de fapt de joia, vinerea și sâmbăta patimilor. Fiecare dintre ele, prima zi este aceea cu
smochinul care nu rodește, arătând odată în plus nesupunerea creației la rugăciunea Creatorului. E o zi dedicată femeii care varsă mir, femeii care purtătoare de alabastru cu mir, care șterge picioarele Mântuitorului Hristos cu părul capului său, aducând aminte de duminica aceasta care tocmai a trecut, a Mariei Egipteanca. Urmează apoi ziua aceea a vânzării lui Iuda, care pentru unii semnifică profesie în ultima vreme. Toate duc spre aceste trei zile finale, joi, vineri și sâmbătă, care sunt cu adevărat excepționale în construcția lor. Gândește-te că Joia Mare avem întotdeauna denia celor 12 evanghelii, 12 îmbucătățiri, nici nu am un alt termen, transformări în bucată cu bucată a evanghelilor care ne vorbesc răstignirea Mântuitorului Hristos, umilirea Lui, pătimirea Lui și așezarea Lui în mormânt, pentru ca vineri, în ziua liturgică în care nu se slujește liturgia, să pregătim doar punerea în mormânt a Mântuitorului. Este o vecernie mică în care se așează Mântuitorul pe masa aceea din mijlocul bisericii și apoi la vecernia la vecernia mare, da, spre utrenia celei de-a doua zi, spre utrenia sâmbetei. Joi avem o dumnezească liturghie foarte importantă, pentru că este dumnezească liturghie în care se prepară trupul și sângele Mântuitorului, care în tot timpul anului este la dispoziția preotului pentru a-i împărtăși pe bolnavi. Spre deosebire de alții, noi avem pregătit pentru bolnavi în fiecare an o rezervă importantă și suficientă de medicamente pentru a putea să facă față oricărei înfruntări. Iar de acolo, din joia aceasta a patimilor, ne îndreptăm spre Sâmbăta Mare, pentru că ceea ce vedem noi vineri seara, cântarea prohodului, înconjurarea bisericii, trecerea pe sub care, de care aminteai, pe sub mormânt, cum se spune, pe sub Sfântul Mormânt al Mântuitorului, toate acestea alcătuiesc un preambul la Sâmbăta cea Mare, în care să știi că preotul începe slujba dumnezeiești liturghii îmbrăcat așa într-un roșu spre negru, semn al tristeței, al doliului, al faptului că, dar termină liturghia după ce citește Evanghelia, schimbă veșmintele și se îmbracă în alb. În cele mai de jos ale pământului a avut loc deja, noi slujim liturghia de sâmbătă, din Sâmbăta Mare, pe fundul iadului, un iad golit de draci și care se reumple de nădejde aceasta învierii, a posibilității scoaterii oamenilor din robia morții. Ori schimbarea aceasta de culoare, de cântare, este întărită și de Sfintei Lumini la Ierusalim în fiecare an. Noi nădăjduim că și anul acesta, că lumina n-are treabă cu tot ce înseamnă carantina. Și atunci venirea aceasta a luminii și trăirea aceasta a luminii învierii, de fapt ne face să știm că noi ne prăsnim învierea și sâmbătă la dumnezeiasca liturghie, pentru că noaptea prăznim descoperirea învierii de către femeile mironosițe. Joi, vineri și sâmbătă sunt, dacă vrei, cele trei zile care au schimbat istoria lumii. Cele joi, vineri și sâmbătă, mai cu seamă vineri spre sâmbătă, putem bănui imaginea aceasta pe care ne-o pune la dispoziție atât de plenar prohodul în care Hristos coboară în cele mai de jos ale pământului și eliberează pe oameni. În Șcheii Brașovului, acolo unde cred că e mai mult decât important să înțelegi șurubul acesta de sensuri, casa rece din Șcheii Brașovului, de desubtul ei, avea întotdeauna câteva scări pe care mai coborai. Când eram copii, mai nimeream, acum nu cred că mai e posibil. Da. Și în momentul acela înțelegi cam cum cobora Hristos în cele mai de jos ale pământului și cum lua din răcoarea și frigul de acolo pentru a transforma în căldură învierea. Pentru că învierea este ca o rază de soare peste mugurul ce abia stă să vină la viață. E important să spunem oamenilor că nu trăim vremuri mai rele decât cei dinaintea noastră, că s-au prins și lucruri mai grave. Că au fost momente în care stăteam în casă de frica împușcăturii și a spânzurării. Iar acum, faptul că stăm acasă liniștiți și cu o cafea în mână, știi că au apărut păcatele din timpul liturghiei. Zice, mărturisesc că la vremea rugăciunii mi-am pus o cafea sau... Da? Deci toate aceste lucruri trebuie să le luăm în serios, dar nu trebuie să le transformăm în obiceiuri. Noi, eu zic, odată cu încetarea carantinei, ne întoarcem la ortodoxie și ne revedem față către față și ne atingem. Dar uitați-vă că foarte mulți, foarte mulți, într-adevăr, stau cu acestea, cel puțin și perioada aceasta a sărbătorilor, da? Este sărbătoarea familiei, unde toată lumea stă aproape, se gândește, reflectă. Și acum stăm aproape. Exact. Nepoții își respectă bunicii, nu vor să infecteze. Eu am râs în ultima vreme, tot am primit mesajul de la către cineva care m-a întrebat: părinte, dar nu putem duce copiii la bunici? Zic, scrie pe hârtia aia de plasare la bunici? Nu, dacă nu scrie, atunci nu. Eu nu știu ce nu înțelegem.
E clar că trebuie să fim părtași la un efort de sanitate, de susținere sanitară. Biserica nu poate să-și asume inclusiv aceste aspecte legate de politica sanitară a unei țări. Poate doar să susțină și poate să încurajeze oamenii să învețe să trăiască cum pătat și în rezerva aceasta de libertate impusă. Pentru că Libertate impusă. până la Dar urmă tot este pentru impună binele libertatea nostru este, da. fără îndoială, fără îndoială. Uitați, doctorița Andreea Moldovan vă salută și dânsa că i-am povestit că o să intrăm astăzi și ne povestea că această perioadă ar trebui într-adevăr să stăm în casă și să ne păzim, dar nu să ne păzim numai pe noi, ci să păzim pe ceilalți, pentru că asta este ideea. Ideea nu este să că nu mă interesează, nu există, virusul nu există, nu se întâmplă. Acum, scenarii publice noi facem din orice fel de motiv, de viață, dar oricum de la scenarii și de la ură nu vom putea să reluăm țara de la zero și să o ducem unde ar trebui să fie. O întrebare de la cineva, cum s-a pregătit și cum se pregătește biserica în această perioadă, cel puțin că nu are alături de ea enoriași. Asta e falsă problemă, pentru că enoriașii sunt cu noi. Ne vedem de treabă și cu oamenii puțini pe care îi avem la îndemână, lucrăm pe mai departe și suntem, în general, zic și eu, online. Suntem pe toată linia, all-line, de fapt. Gândește-te că în parohiile din țară se strâng bani, se ajută săraci, se duce mâncare săracilor, s-au spălat hainele oamenilor, s-au călcat la o parte dintre ei. Pe mulți dintre cei care au ajuns în spital îi înconjură cu dragoste cei de acasă. Bătrânul rămas acasă este îngrijit de cineva din comunitate. Eu știu minuni săvârșite în satele românești și în orașele românești, în parohii. Oamenii nu s-au dat deoparte. În fond, vecinătățile sunt vechile tradiții românești, vechea tradiție românească a vecinătății. Salvează și de data aceasta. Și să știi că, în ciuda aparențelor, biserica și-a văzut de treabă. Adică am avut înmormântări în continuare, nu de coronavirus. Am născut mămici, îmi povestea un student de-al meu tare simpatic de undeva din nord, din Maramureș, că a trebuit să-i citească doamnei care abia venea de la maternitate, ea a deschis geamul și cu copilul în brațe a citit undeva pe partea cealaltă a străzii ieșirea din casă. Și după ce a terminat toată strada a început să aplaude. Adică nu suntem singuri. Noi știm că nu suntem singuri. E Dumnezeu cu noi, dar și o țară întreagă. Biserica totuși e susținută de un popor suficient de lucid încât să nu creadă toți creatorii de informații, pentru că lumea trăiește cu biserica, cu vecinul părinte, cu vecina comunitate. Vreau să ne povestiți puțin, dacă toți suntem în zona aceasta a familiei, să ne povestiți că suntem la televiziunea grupului din Brașov, bineînțeles, și să ne pe această cale vreau să o salut cu mare, mare drag pe doamna și sora dumneavoastră, doamna Zugravu, Da. că Și eu sper să te uite, adică ne facem cu mâna măcar da, așa. Da. ne știm aproape, dânsa mă știe, de fapt, dânsa mă știe pe mine din 1990, atunci când am intrat în liceul minunat pedagogic și uite că și acum păstrăm o mare, mare prietenie. Vezi, ăsta e sensul familiei. Că vorbim de familie. Brașovenii sunt o familie, dacă știu să-și păstreze rangul și să-și țină hangul, știi? Eu am studenți din Brașov pe care îi simt ca pe copiii mei. Cum eu sunt convins că atunci când mă duc spre casă, doar văd cine vine la biserică. Sunt oameni care își însoțesc copiii ca să mulțumesc. Brașovenii au această calitate deschisă și această cultură remarcabilă a comunicării. Pe aceasta mă și bazez când cred în cumințenia brașovenilor și sper din toată inima să trecem cu bine peste lucrurile acestea ca să o luăm de la capăt. Astăzi unul dintre jurnaliștii brașoveni care este la Digi24, Florin, spunea că la un moment dat că Da. trebuie să ne iasă din minte că vom mai face conferințe la 1.000-2.000 de oameni anul ăsta. Ei oricum nu fac așa conferințe, dar eu mă uit că la un moment dat am trecut de la săli la astfel de săli media, la astfel de săli foarte transparente în Cum a care se fost? strâng oamenii și... Da, cum a fost și sala sporturilor, Da, cum dar a vezi fost față de sala, sala față de întâlniri... Patria. Da, față de întâlnirile noastre de acum, părea eu nimica toată. Adică suntem mult mai mulți când stăm așa, în open Open space. space, așa. Dar e un spațiu foarte deschis. Iar în ceea ce privește construcția familială a Brașovului, eu cred că
tot ceea ce înseamnă, pentru mine cel puțin, ce înseamnă steagul, zona LSN-ului sau șcheii Brașovului, reprezintă puncte de reper. Oricum, când mă duc peste hotare, totdeauna mi-am aminte foarte des de ce visam în banca de la școală sau de la liceu și cum se împlinesc în viețile noastre, spațiile noastre profunde de acasă. M-am gândit tare mult zilele acestea la momentul în care prin a cincea sau a șasea, într-a cincea, cred că mai până de la un vaccin antihepatită ne-a cuprins hepatita pe o grămadă dintre noi. Și atunci am cunoscut ce înseamnă un spital de boli infecțioase și în ce mod acolo trebuia să te izolezi cât de cât ca să poți să supraviețuiești. Pentru că nu e coronavirusul singurul dușman al vieților noastre, dar acum acesta este cel mai important. Și oricum, uite, drasează cât se poate și asta este un lucru de aplaudat și mai avem puțin, sper puțin și să ne revedem, să ne îmbrățișăm. Revin puțin la partea aceasta cu Brașovul și pe lângă că aveți foarte mulți oameni dragi aici și persoane foarte drage dumneavoastră care mi-au transmis să vă salut și să vă gândiți și la noi, cum se spune, și prin rugăciunile dumneavoastră să ne ajutăm să trecem peste treaba aceasta. Dar ce înseamnă, într-adevăr, această parte? Că uite, exact ce discutam, că dacă stăm acasă cu o cafea în mână, nu înseamnă cum era înainte de 90, da? Că nu aveai libertatea de a te exprima, că nu aveai libertatea de a merge la biserică, că nu aveai libertatea aceea de a... Cum era înainte de 90 pentru dumneavoastră? Eugen, eu am trăit într-un cartier fără duminică, am zis-o de câteva ori. Duminică însemna dimineața un meci la ICIM sau la Metrom și după masă prindeai un meci la FCM sau o piesă de teatru la... Serios, așa era gridată țara. Prima biserică pe care o aveai la îndemână era undeva, e dărâmat acum, chiar în fața Spitalului Județean. Apoi a apărut Biserica Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și spre târziu de tot biserica aceasta de la Micșinica, care i-am dedicat una dintre primele cărți în Dumnezeirea Maidanului, efortul de fapt al aceluiași preot și al aceleiași familie, a familiei Comșulia. Dar pentru noi, a merge la biserică, pentru mine personal, însemna să merg acasă la Sfântul Nicolae. Tata avea o calitate excepțională de a ne trage către biserică acolo și de a trăi împreună cu șchenii. Eu nu știu cum e. Mi-e greu să trăiesc Paștele și Învierea și sărbătorile foarte departe de șchei. În mintea mea, când încep să cânt în noaptea de Înviere, sunt undeva în tur la bisericii din șchei Brașovului și văd pe ai noștri bucuroși și făcând o mare de lumină. De exemplu, eu sunt un tip convertit pe bază de prohodul Mântuitorului, pentru că acolo sus, în turla Sfântului Nicolae, acolo împreună cu tata erau câțiva prieteni de lui din copilărie, se știau. Domnul Iepure, nici mai știu dacă mai stai. Este. Ei băteau toaca acolo și apoi noi de sus vedeam cum se rotește o mare de lumină în jurul bisericii. Domnul și ne învățau întotdeauna ce avem de făcut. Domnule, anul trecut a fost făcut tezaur uman al societății române și asta a fost o bucurie pentru mine, că eu am crescut cu dânsul, într-adevăr, în acea zonă. N-ai unde o întoarce, vezi că ți-i intră în sân. Da. În sânge, n-ai unde să întorci. Mai avem o întrebare de la cineva. Cum să ne tihnească rugăciunile de acasă când atmosfera nu e aceeași ca în biserică? Pe cum ne tihnește și atmosfera din biserică când din nefericire nu e ca în biserică? De când s-a făcut liniștea asta fără credincioși, jât cu studenții care sunt parachiseri sau cântărești și vai, n-avem nicio foșgăială în timpul liturghiei. Da, e prea liniște. E o liniște care te cuprinde. Da. Nu, e cert că cine se poate aduna în zilele acestea grele se va aduna tot timpul și la vreme de pace. Noi nu trebuie să ne rugăm doar pentru vremuri de pace. Deci să ne rugăm nu doar să fie bine, ci noi să fim buni. Și asta va cere un pic mai mult efort și cere mai mult efort și sunt convins că deja noi s-au schimbat unele aspecte ale vieților noastre și se vor așeza cu... Eu zic să începem să ne rugăm și apoi când începem să ne rugăm cinstit pe bune, ne rugăm se va adăuga și noi. Pacea.
Da, ne jucăm și pentru noi. Noi suntem legați unii de alții. Asta este pentru că noi, dacă zicem crez odată în zi, vorbim de Sfânta Sobornicească Apostolică Biserică. Noi nu suntem în afara acestei biserici. Zidurile caselor noastre de aici, de acasă, așa sunt zidurile bisericii din care facem parte. Poate acum se vede odată mai mult că suntem cărămizi vii ale locașului pe care l-am construit. Până la urmă, în mintea mea de popă cu o țări de șchei în suflet, Biserica Sfântul Nicolae nu există fără prima școală românească. Adică ele sunt luate la o lată. De aceea, sau fără juni. Sau fără... Da, fără juni sau fără tradiții sau fără cimitirul Sfântul Nicolae, din de la Sfântul Nicolae, care este cimitir istoric până la urmă, meta-istoric, îndrăznesc să spun. Asta arată odată în plus că suntem cu morții și vii, cu școala și cu toți oamenii școlii. Acum, nu e neapărat nu e o metaforă când spun că biserica se roagă pentru școală. Biserica este parte integrantă, adică școala este parte integrantă a bisericii. Nu ne rugăm doar pentru cei vii, ci și pentru cei morți și pentru cei care încă nu s-au născut. Deci suntem într-o biserică dinamică, într-un spre înviere, nu avem aneteme și nu ne definesc pe noi ceea ce spun alții despre noi. Le-am spus-o tot timpul studenților mei, aveți grijă ce spun unii care înjură biserica, spune totul despre ei, nu spune nimic despre biserică. Da, mai avem o întrebare, că totuși suntem pe zona aceasta, mai online, mai cel puțin asta este situația și trebuie să o privim ca atare și trebuie să ne conformăm autorităților. Și nu era deloc. Întreabă Gabriela, pot să mă spovedesc la telefon? Nu prea. Poți să te sfătuiești la telefon, dar dacă simți nevoia să fii iertată, trebuie să mai aștepți un pic. În fond e bine să chiar vedem că lucrurile... Chiar dacă îl sun pe duhovnicul meu. Pe duhovnicul, asta numai duhovnicul ei poate să-i spune. Asta cu telefonita cronică, să știi că e un pic riscantă, că s-ar putea să ne rămână în obicei. De exemplu, pentru mine este foarte interesant cum oamenii acum și-aduc aminte că nu s-au spovedit niciodată. Eram într-o zi în perioada precarantinerii acesteia maxime, când erau trei bătrâni se plimbau așa prin catedrala care este pe fundalul, să spune că e pe fundalul emisiunii. Da, excepțional. La un moment dat, stând acolo și uitând, să întreb ce faceți? Pe ce noi n-am mai fost de 30 de ani la biserică? Și acum zic, vă polit să veniți, când toată lumea ce stați acasă. Adică trebuie să ne învățăm cu lucrurile care le avem și pe care nu bănuiam că le avem și erau atât de valoroase, în primul rând. Și în al doilea rând să învățăm să prețuim ceea ce avem, că prea am dat cu flit bisericii în ultimii 30 de ani. Prea am vrut-o după mintea noastră, după fițele noastre, după moda noastră, după gea. Am încercat să facem telenovele din toate cununiile, adică hai să ne mai temperăm și să vedem biserica și simplă așa cum este ea. Da, mai întreabă cineva, Constantin, întreabă, putem compara slujba de la televizor sau din mediul online cu cea de la biserică? Păi nu, dar nici nu ni se spune să o comparăm, putem să o ascultăm în schimb. Să o ascultăm, să o trăim. Să o trăim cât se poate de mult. Am un prieten, Francis Doboș, care este purtător de cuvânt de la Biserica Română Catolică. A postat la un moment dat o imagine cu un copil catolic îmbrăcat în hainuțele de slujire la altar. Sunt foarte serios acolo și concentrat pe rugăciune. Știu copii de ai noștri din Sibiu care îi cunosc personal și care stau foarte atenți la rugăciune. E momentul să înțelegem că nu aceasta este starea de fapt, aceasta este o stare impusă de un ordin militar până la urmă, care ne supunem tot. În schimb, revin, cred că fiecare putem gusta într-un fel sau altul din multitudinea aceasta de produse și de încercări. Eu noaptea târziu, pe la 9:30, dau drumul la privegherea de la Sihăstria, când aș mai fi avut o șansă să stau atâta pe ea. Și până noaptea spre 3, cât se roagă, tu zici, oamenii, încep la 10, se termină la 3:30-4 câteodată slujba. Stau și ascult liniștit, cu calm, învățând odată în plus ce înseamnă răbdare. Anul trecut, televiziunea grupului din Brașovu a dat într-adevăr live tot ce s-a întâmplat la Putna, slujba de înviere de la Putna și a fost minunat. Minunat a fost. Deci eu cred că lucrurile au trăit oamenii. Știi ce mi-a spus un medic foarte interesant? Un medic tânăr zice, păi nici n-am crezut că biserica e capabilă să preia atât de repede transmiterea online. Păi zic, greșit, asta înseamnă că n-ai știut cum e în biserică. Noi aveam pregătite toate lucrurile. Catedrala din Sibiu, de exemplu, este transmitea dotată, online de mult timp. Da. Acum și-a pus camere noi și poate noi râdem acum că am devenit mult mai artistici în ceea ce facem acolo. Și nu în ultimul rând, eu trăiesc într-o emisiune de televiziune la TVR cu Victor Dochia la Bucuria Credinței de 3 ani de zile, miracolul de a munci și de a le da oamenilor, îndrăznesc să spun, mai mult decât inima mea, mai mult decât cultura mea, această capacitate de a emoționa. Și eu îi văd, deci Eugen, tu știi cum sunt oamenii când ești de la filmări sau când filmezi între ei.
Reacția lor este după ce a trecut emisiunea, ei nu știu ce lucrăm noi acolo, că nu se, din bucăți dar nu se văd întregul. Se văd la... Ei văd câte un pic. Ei, când văd întregul și când văd emisiunea, da. Când văd emisiunea. Eu sper ca următoarea tură, după ce am prezentat câteva emisiuni din Tulcea, un județ pe nedrept uitat, cu toată responsabilitatea, spun asta, sunt niște frumuseți și niște trăiri acolo incredibile. Sper să începem să filmăm și la Brașov. Eu mi-am fixat așa de la Crucea Mocicoiului în Vale, așa pe Curcanilor, până în Șchei, și să filmăm puțin. Măcar brașovenii să vadă că Brașovul nu este sub nivelul altor orașe și să încerce să respecte mai mult legenda din interiorul adevărului despre Brașov, să-și trăiască poveștile. Știi? Da, de-abia aștept să veniți, pentru că și eu aș dori să facem așa, să ne plimbăm prin pe străzile acestea minunate din Șchei și să povestim. Noi am uitat Brașovul, pentru că noi ne facem vacanțe în Tahiti, în Bahamas, în, știi? Am uitat să luăm cu copiii rucsacul, să urcăm pe la piciorul boului, pe la masa generalului. Eu cred că acum ar trebui să reflectăm și după ce trecem de această carantină, dragi oameni, frază român, cum se spune, să ne vizităm țara, să vedeți că avem lucruri excepționale de vizitat. Da, și să nu ne mai fie frică de identitatea noastră națională. Este incorrect pentru tot ceea ce se întâmplă în jur. Spaima asta mondială ne-a dus la, inclusiv la dimensiunea reală a sistemului nostru medical, care, trebuie să o spun, nu e cel mai prost din lume. În sfârșit, se vede clar unde ne sunt slăbiciune, dar se vede și unde avem caractere și tării pe care nu le au alții. E momentul să recunoaștem unde avem și lucruri pozitive, nu tot timpul să ne punem pe un cap în pământ și să ne tot umilim pe nimic. O altă întrebare, de ce ne plângem atâta? Uite, vorbeam și cu Sanda Necola, vorbeam aseară cu domnul doctor Alexandru Cherestes, care este în lemnea întâi și oameni care știu ce fac. Să spun ce se întâmplă. Știi ce se întâmplă? De ce ne plângem atâta? Suntem pentru că ne-am obișnuit că din plâns vine mila. Ori mila este semnul suprem al iubirii. Domnul Hristos spune, milă voiesc, ea nu jertfă. Adică cer o iubire dintre aceasta detașată de bârfă și de răutăți. Răbind, de la disperare, nu poți, din disperare și din poziția aceasta de dispreț pentru celălalt, nu poți niciodată să reclădești o țară. O țară se construiește cu autoritatea morală și duhovnicească a credibilității prin cruce. O țară este la îndemâna noastră. Eu nu dau un drum la masa generalului dinspre Șchei, dinspre Curcanilor, de acolo, dinspre Fântânița Popii, cu nimic altceva. Dar să o faci cu cine e caz. Din păcate, omul care m-a purtat în toată povestea asta, tata, este stins acum, dar eu am rămas să mărturisesc ceea ce nu se stinge niciodată de la un tată. Faptele dragostei lui pentru oraș, pentru Tâmpa, pentru Șchei, pentru tot ceea ce înseamnă frumusețea aceasta a unui Brașov care nu piere cu trecerea istoriei. Oricât de multe case își vor construi unii și se vor crede mare brașoveni, rămân tot găgani pentru șcheieni. Adică trebuie să ne înțelegem bine, există o etichetă de la care nu scap niciodată și lucrul trebuie să el rămâne ca o tradiție, o mixtură din aceasta de acceptare și toleranță, dar și de deget ridicat, stai pe loc, că nu e chiar așa. O altă întrebare și după aceea revenim. În contextul acestei pandemii nu mai pot face parastas pentru cei adormiți. Cum procedez, părinte? Strângem parastasele și facem milostenie la sfârșit pentru toți. Dacă nu puteți face slujba, puteți să dăruiți banii de la slujbă pentru lucruri care ajută acum, la momentul acesta, țară. Parastasul nu e simplă masă între prieteni. Noi ne-am obișnuit să mondenizăm un pic, să manelizăm parastasul, știi? M-am gândit la întâmplarea de la Râmnicu Vâlcea de sâmbătă, când l-am amenințat pe preotul acela că îi dau 20.000 de lei amendă. Mă gândeam dacă era mortul prezent, dacă mortul era prezent, ce făcea polițistul? Regula spune clar că 8 oameni pot participa la slujbă și că nu asta trebuie să fie problema. Parastasele se slujesc în interiorul bisericii cu autoritate, vă zic asta, adică se pune pomelnicul liniștit, fără bani, fără nimic, la îndemâna preotului și el slujește slujba parastasului și să mă credeți că știu preoți care cumpără din banii lor pâinea și vinul necesar parastasele pentru cei mulți pe care i-au în zilele acelea. Nu e nimeni uitat. Biserica are memoria cea mai bună dintre toate instituțiile. În fond, când pomenește la liturghie și pe toți cei adormiți în veac, știe ce zice, adică e îndeplinitatea facultăților ei pastorale. Cred că din banii care ați vrut să faceți masa și să o dați unora și altora, e momentul să cumpărați, știu eu, măști dezinfectante sau pur și simplu să ajutați un bătrân din bloc
care nu seamănă neapărat cu tatăl dumneavoastră, dar putea fi tatăl dumneavoastră. Da, foarte, foarte frumos spus și cred că cea care ne-a întrebat este și mulțumită de răspuns. Ce sfaturi le dați părinților care trebuie să-și țină copiii în casă în zilele acestea de grele încercări și ce ar trebui să facă mai des familia? E o ocazie bună să stăm împreună, mamele să le învețe pe fete să gătească, tații să le explice băieților ce au de făcut câteodată în casă, mai curățenie, mai să spele vase. E momentul să vadă familia în viața ei autentică, nu în robotizarea ei. Copiii sigur că sunt chemați în fața laptopurilor și celorlalte lucruri. Cred că în Brașov, la nivelul orașului, nu se pune problema, dar gândește-te cei la țară, cei în sate. Da. Unul dintre învățătorii care mi este prieten și este învățător la țară îmi spune că a xeroxat la fișe de ei, s-a rupt xeroxul, dar merită, copiii au ce lucra. Și ce să ne învățăm că țara, noi tot vorbim de educație egală, acum s-a văzut. 54% din copii au accesibilitate la elemente de comunicare media, dar restul de 46% nu au accesibilitate la așa ceva și atunci ne întoarcem la învățământul clasic, ăla sfânt și inalienabil al pixului, creionului, hârtiei, tablei, cretei. Asta arată odată în plus că părinții acum în perioada aceasta pot să învețe cu copiii o grămadă de lucruri. Părinții cu copii în perioada aceasta pot să se lase învățați de copiii lor de tot ceea ce au nevoie copiii ca să meargă mai departe. Și nu în ultimul rând, e și o măsură a iubirilor pe care le avem sau nu le avem. E un fel de hârtie de turnesol a vieților noastre, pentru că se spune că cea mai mare experiență pe care o ai ca om în viață este în concedii, când constați când cei care sunt cu tine, soție și copii, sunt parte integrantă a vieții tale sau un accident în viața ta. Deci să fim serioși, ne măsurăm forțele și ne vedem limitele. Și dacă putem și îndrepta, ar fi perfect. O întrebare de la Ana. S-a mai întâmplat, părinte, până acum în istoria ortodoxiei să nu putem merge la biserică de Sfintele Paști? Ho-ho! Lumea a uitat, vezi? Poate lumea a uitat. E povestea vremii când era ciumă multă în Brașov și când în Șchei a fost închisă biserica. Iar Părintele Petru, preotul ciumaților, cum i-am zis eu într-o poveste, a plecat din biserică și pe rând a mers casă de casă și a împărtășit pe oameni. El a fost prins că a încălcat, n-a murit nimeni de ciumă în perioada aia. Șocul a fost că au murit foarte mulți din oraș, niciunul din Șchei. Și l-au căutat pe părintele că a încălcat ordinul militar și l-au împușcat. Și l-au ascuns undeva într-o râpă în apropiere de ceea ce numim noi azi Fântânița Popii. Atunci s-a rupt malul de la Fântânița Popii după un an și l-au văzut pe părintele pus așa la păstrare de Dumnezeu și l-au dus pe cetim de brat până în curtea bisericii și l-au îngropat. Dar e una dintre povești, nu e singura dată. Nu mai spun că au existat virusuri mult mai grave decât coronavirusul la nivelul cultural și ideologic. Să nu uităm că în fața bisericii Nișcheii Brașovului, generalul Bucov și-a înlănțuit tunurile cu speranța că de rămân biserica strică și unitatea poporului, dar șchenii s-au ținut zdraveni. Vorbim doar de Brașov acum. Da. Poveștile de la Sfânta Treime le vor spune cei de la Sfânta Treime, de mă simt atașat de familia de la Sfântul Nicolae. Nicolae. Poate vom învăța că undeva în anii după 1700 tunuri au stat în fața șcheiului, s-au închis biserice și oamenii au zis așa simplu: așteptați un pic și venim să vă dăm răspunsul. S-au strâns toți în biserică și au spus: acum suntem toți șchei, din partea asta de șchei, puteți trage. N-a avut curaj nimeni să dea nicio ghiulea spre ei. S-au închis bisericile cu oamenii înăuntru. Da? Deci tot timpul bisericile sunt închise, dar cu oamenii înăuntru, chiar dacă pare că oamenii nu sunt acolo. De exemplu, eu când mă duc în Șchei să vizitez biserica, să mă închin sau să slujesc, în strana a doua din stânga, după trecerea de jumătate, întotdeauna mama tatei. Știu că e acolo, știu că e tata. Aștept să vină tata să-ți poarte în spate tetrapodul și cădelnița, cum o făcea tot timpul. La strană e Nea Ion, Dumnezeu să-l odihnească, că m-a învățat să cânt frumos. Iar unor la altar trebuie să recunosc că-l văd pe Părintele Victor Neamțu. N-am cum să mă rup de imaginea care e imaginea adolescenței mele teologice și a nașterii mele în teologie. Cu tot respectul pentru actualii preoți de acolo, care nu sunt indiferenți nici aici. Da, că este o familie și o tradiție acolo, familia Prodea. Da. Și
o văd că o duc din tată în fiu, deja a treia generație. Mai întreabă cineva, unde ne putem împărtăși în aceste vremuri tulburi, Alexandra? În general, preotul este chemat acasă de către credincioși. S-au constituit întâlniri, dar în situațiile în care sunt bolnavi oamenii sau nevoie imediată de împărtășanie. Există niște reguli foarte stricte date de Patriarhia Română, în care preotul trebuie să poarte botoșei, acoperire de păr, mănuși cu... Serios, nu râde. Așa se intră în casele oamenilor. Cu dezinfectant înainte de a împărtăși dezinfectat. După ce te-ai împărtășit, oamenii nu știu asta de un efort. A fost acum o problemă în perioada asta. Vânătorii de lingurițe. Ar fi fost minunat dacă aia ar fi fost singura sursă de coronavirus din țară. Dar se vedește că biserica în disciplina ei și în tradiția ei pe care am afirmat-o, că e lungă de 2000 de ani și m-au luat peste picior toți. Meserii născute de azi pe mâine și care vor rezista exact cât arici pogonici ca editare și-au permis să dea în biserică și să spună că nu are tradiție. Are o tradiție foarte amplă, trebuie să le aducem aminte odată în plus că biserica nu e ruptă de poporul român. E furând comentariile legate din Occident în România, uite că nu se potrivesc o parte de descriere ale bisericii de acolo aici. La un moment dat spuneau că sunteți feudal în biserică și a zis niciodată în biserica ortodoxă română n-a existat un preot feudal. Cred că ați greșit și ați luat modelul direct din comentariul împotriva catolicilor. Nu se potrivește la românscaia biserică. Asta e. La noi au fost preoții săraci așezați între oameni și trăim cu oameni. Șcheii fac parte din ceea ce spunea Iorga din Ardeal, o țară de sate și preoți. Nu putem defini altfel zona aceasta în care trăim. Deci, în situația aceasta, Alexandre se spune că poate face apel la preotul pe care îl cunoaște, dacă e duhovnicul ei, cu atât mai mult, și modalitatea este undeva la întâlnirea între ei. Mai ne întreabă Marian, de data aceasta, de ce omul aflat în suferință se apropie mai mult de Dumnezeu în această perioadă? Sau Unii înjură de rup locul pe Dumnezeu, de parcă îi devine de toate piesele astea schimbate prost de sisteme. Se apropie uneori de Dumnezeu, dar alții nu. Citeam de curând la memoriile unor foști deținuți, mă rog, foști condamnați la moarte la Auschwitz, de fapt, că acolo nu erai nici deținut, nici nimic. Prizonier de la Auschwitz, am citit acolo că nu toți cei care au trecut prin Auschwitz s-au întors credincioși acasă, ba chiar există un film celebru cu judecata lui Dumnezeu. N-au ajuns la nicio concluzie că n-au avut cum să-l condamne, dar nici nu se mai vreau toți ai lui. Cred că trebuie să ne învățăm. În momentele acestea scot la iveală mult din ceea ce înseamnă caracterul nostru, puterea noastră de a vedea lucrurile de luciditate și, nu în ultimul rând, capacitatea noastră de a ne înțelege veșnicia. Cred că creștinismul are această calitate inalienabilă și excepțională de a dovedi omului că e veșnic. Dacă omul își asumă așa viața, moartea este doar o trecere. Mai ne întreabă Margareta, de data asta, care este rânduiala completă de rugăciuni ce trebuie să o citesc înainte de a mă împărtăși? Canonul e în Ceaslov. E simplu. Ceaslovul e o carte care cuprinde aceste rugăciuni. Se începe cu rugăciuni începătoare, sunt un canon de lectură, psalmi, 7 rugăciuni care de fapt sunt 9 și se așteaptă. Vezi, rânduiala de împărtășanie este identică la monah, la preoț, la credincioși, asta arătând că biserica e una. Responsabilitățile sunt altele, dar biserica este una singură. La preot, spre deosebire de ceilalți, trebuie să adauge rugăciune, dacă se poate rugăciune continuă, să nu lase din mână cartea de citire decât după un acatist, dacă stă la un meci să se uite, trebuie să se roage măcar o repriză după meci. Adică trebuie tot timpul să fie acordat la rugăciune multă. Și rugăciune nu doar Doamne Iisuse Hristoase sau nu doar Doamne miluiește, ci rugăciune citită, acatistă, canoană. Eu, în fond, de aici mi se pare mie falsă ideea că vai de bine stăm acasă. Biserica e construită în isihie. Cam multe din mănăstirile noastre sunt schituri la care nu prea calcă multă lume. Acum am descoperit schitul din miezul catedralelor și asta nu se va lua de la noi. Fac o paranteză aici și vă precizez că am fost la un schit foarte drăguț lângă mănăstirea Ciolanu, în pădure, așa, undeva în pădure, unde am aflat că de fapt acolo trebuia să fie construit pele și prima dată care a venit
Au venit Carol. Și cei de la Câmpul Lung Mușcel zic la fel. Știi? Da? Adică fiecare ține la peleșul lui. Da, acum nu, ce să, m-am luat și eu după ce mi s-a povestit. Da, e frumusețea zonei, dar se pare că până la urmă regele a mers pe mâna comunității care au acordat mai multă încredere construcției acolo. Mai o treabă, creștinismul este o religie metropolitană, așa, adică n-a apărut la sat. Unii zic că s-a născut veșnicia la sat, îmi pare rău să spun, dar Hristos s-a născut la Nazaret, care, la Betlehem, care era oraș. Și el e veșnicia. Iar în ceea ce privește viața creștină, ea a avut un moment în care, derutați de recăderea orașului în păcate și în rupturi sufletești, oamenii s-au retras către pustie și pustia era departe de oraș. Se punea o distanță între oraș și locul de rugăciune, tocmai pentru a se putea aduna. Era un fel de carantină voită în raport cu păcatele orașului. În dorința aceasta de a fi oamenii liberi de păcatul lumii, s-au retras către pustie și au învățat de acolo rugăciunea și asceza și tot ceea ce însemna viața creștină. Nu e ușor să fii creștin. Unii cred că a fi creștin e doar așa să bifezi duminica la biserică, lumânărică, o prăscurică, dar ne milește și acăsică. Nu e așa de simplu. Creștinismul îți ocupă tot timpul. Uite, să-i întreb pe medici. Eu în ultima vreme am vorbit mult cu medici care sunt în linia întâi. Dar când nu-i medicul în linia întâi, fie vorba între noi? Dacă nu este acum preotul în linia întâi. Abia acum preoții suntem cârpa lumii și de șterz mizerile lumii. Dar medicii când nu sunt în linia întâi? Când te doare măseaua și reușește o mână de om tot să-ți rezolvi să acolo. Nu e linia întâi, că tu ești un amăr de rănit. Cred că va trebui să ne revenim un pic și să ieșim din festivisme idiote și populisme și să înțelegem că oamenii ăștia, dincolo de palavrele noastre, au nevoie de sprijin și de respect. Și când eram noi mici, era doamna Cană. Am vorbit cu dânsa în urmă cu foarte puțin timp. E retras în Statele Unite. Era medicul nostru de cartier. Era Dumnezeul nostru local acolo. Când vorbeai de doamna Cană, erai... sau de asistenta de la dispensarul de copii, erau oameni pe care îi respectai și îi salutai de la 50-100 de metri, îți făceai drum să te întâlnești cu ei. Cum îți făceai drum să te întâlnești cu profesorul, cu învățătoarea, cu... Asta n-au mai contat profesorile astea, au contat băieții cu bani grei, cu cefe, care uite, acum nu sunt în stare să se unească să facă ceva cum se cade. Știi? Da. Nu sunt în stare să dea lecții de economat pe sectoare de criză. Eu sunt foarte impresionat, de exemplu, de reacția colegilor mei universitari. Studenții s-au strâns și au făcut de aici la Sibiu. Au făcut măștile astăzi, au donat o stație de epurare și curăție la spital. Adică oameni care m-au uitat la biserică. Vă știți că la Sibiu au întors 500.000 de lei, la Brașov 1.000.000 de lei. Lumea, aha, din ce aveam noi. Nu, erau foarte clar unde mergeau banii aceia. Noi ne jucăm cu lucrurile astea. Numai unii cred că te joci cu lucrurile astea. Cei care nu au condus în viața lor nimic și nu sunt în stare să-și țină propriile lor gospodării sufletești. Da? Când conduci un astfel de mecanism, ești foarte atent și dacă îți dorești să nu fii în culpă raportat la poporul tău și la Dumnezeul tău, nu greșești. Eu sunt foarte impresionat de aceste reacții ale oamenilor, sunt impresionat de gesturile oamenilor săraci, a oamenilor care și-au rupt de la gură pe numai impresionat. La Făgăraș, una dintre știri era aceea în care... la Telverde a sunat o toamnă și a zis: eu n-am mare salariu, dar 38,5 aș da și eu, că atât îmi pot permite. După ce și-a făcut suma, atâta i-a rămas. Domnule, i-a dat la Lisa, de exemplu, unde știu cazul, pentru că îl cunosc bine pe părintele. În timp ce a făcut liturghia, oamenii stăteau în curte și și-au aprins lumânarea și-au plâns. El la sfârșit a strâns și bani pentru spitalul din Făgăraș. Adică nu suntem o trepele lumii și să ne punem tot timpul cenușă în cap. Sunt gesturi de solidaritate și de devotament pentru țară și pentru tot ceea ce înseamnă demnitate națională, pe care nu le regăsim oricând și oriunde. E în favoarea statului să-și vadă oamenii acum și să-și descopere fundamentele. Exact asta vedeam, pentru că ne retragem tot timpul la sat și vedeam un lucru care poate nu se mai întâmplă acum. Pe lângă că cele trei mari categorii, doctorul, profesorul și preotul din sat, într-adevăr, și primarul, patru, mă scuzați, sunt căpătăiul acestui localități sau ce sat. Pe lângă asta, mi-a plăcut foarte mult și văd foarte și mă bucură, cel puțin mă bucură când merg pe stradă și te salută oricine, chiar dacă nu te știe.
Te salut, îți dă bună ziua. E SMS-ul de cordialitate care astăzi lipsește. Da, Eugen, îți dă nu bună te-ai ziua. Gândit că în săptămânile acestea ies la iveală oamenii pe seama că am făcut bancuri în ultimii 5-6 ani și am făcut anchete grele de tot și am făcut în toate felurile, am făcut varză toată societatea românească. E, tata, cu furnicile astea pe care le-am atacat și le-am zdrobit tot timpul cu cizma cuvântului neatent, s-au ridicat și merg mai departe cu fruntea sus. E vremea furnicilor, Eugen. E vremea furnicilor, din nefericire și a viermilor, dar vedem furnicile. Furnicile se văd cu ochiul liber și auzi, trec pe stradă cu Nino, Nino, stau cu masca pe figură, cu orele păzind să nu iasă din casă, să păzești oamenii să rămână în viață. În ce lume trăim? În ce lume trăim? Trebuie tu gândește-te, să gândește-te la polițiști, la jandarmi, gândește-te la toți cei care lucrează în sistemul acesta de protecție. E drept că definiția prietenului este ce prietenul este cel care te apără pe tine de tine însuți. Deci uite cum ne-au devenit prieteni, știi? Da, mă întreabă cineva și eu nu, bineînțeles că e pentru dumneavoastră, ce sunt ierugiile? Ierugiile sunt slujbele acestea mai micuțe un pic decât Sfintele Taine. Ele țin de o structură omenească, cum ar veni. Oamenii au avut nevoie să vorbească pe scurt. Vă dau un exemplu. Taina mormântării este o ierugie. Dar taina mormântării este ierugire legată în schimb de liturghie, pentru că cel pe care îl pomenim este un mort botezat, deci un om botezat, care a primit împărtășania, bănuim, care a participat la viața bisericii și atunci, în mod normal, când slujim ierugia mormântării, avem la bază dumnezeiască liturghie. Ierugie este, de exemplu, simțirea apei pentru femeia lăuză care naște și are nevoie. Ierugie este sfeștania. Aghiazma mică, nu aghiazma mare, aceea care se săvârșește în zilele mari ale bobotezei, care și acolo are un amestec de ierurgie și taină un pic, pentru că are acolo epicleză, o chemare a Duhului Sfânt aproape identică cu cea din dumnezeiasca liturghie. Biserica are această capacitate de a-și comunica energiile necreate prin diferite canale și unul dintre ele este ierurgia. Da, ne mai întreabă cineva, imediat ajung la el, că gata, l-am găsit. Andrei, de ce Mântuitorul Iisus Hristos este numit în Biblie și Fiul lui David? Pentru că este din neamul lui David. Dacă citești corect Evanghelia, vei vedea că el se trage cel puțin dinspre Maica Domnului, chiar din neamul lui David. Ba mai mult decât atât, îi întreabă la un moment dat așa, aproape ironic, că spune că Dumnezeu îi spune la un moment dat unui personaj din Vechiul Testament că îl leagă direct de David prin aceea că îl face și Domn și Dumnezeu și om. Și atunci în contextul acesta leagă de spița lui David, căruia îi se promisese că din el se va naște Mântuitorul. E fiul lui David și pentru că el împlinește o prorocie. Lui David îi se spune repetate rânduri, de vreo două, trei ori chiar, că din el se va naște Mântuitorul, ca și din Iesei, rădăcina lui Iesei, alt personaj al Vechiului Testament, care este de fapt reprezentat în iconografia românească ortodoxă, un om care doarme de fapt la poalele unui copac, care se desface și devine uriaș și în fructele fiecărui copac de acolo este picat câte un profet, apoi Maica Domnului și din Maica Domnului Domnul Hristos și deasupra Domnului Hristos crucea. Este fiul lui David, este urmașul lui Iesei, e împlinitorul Scripturilor, dar toate se împlinesc în crucea lui. Acolo e împlinire. Ne mai întreabă Ioana, ce vrea să spună, nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăția. Aceasta a fost pusă chiar în Săptămâna Mare. Da, este pusă acolo și ca să dat odată în plus că creștinismul nu este o chestiune de vedetism, de stadion, e o chestiune de grup care asumă cu seriozitate și cu rigurozitate exigențele acestea ale creștinismului. Mie îmi place cuvântul acesta cu nu te teme, turmă mică. Cred că e valoros la ora asta. Da. Turma oamenilor care își fac datoria e mică, să știi. Sunt mulți care fac datorii pe seama celor care își fac datoria. Mai ne întreabă Alexandra, cu ce trebuie să începe să citim Biblia? Cu Noul Testament sau cu Vechiul Testament? Cu ce vă place cel mai mult? Depinde de vârstă. În general, tinerilor nu le recomand să înceapă cu istoria pentru că îi se pierd acolo, dar le pot cere sufletește să citească din Vechiul Testament câte o carte, din Noul Testament câte o carte, cum îi așează. Dar Evangheliile ar trebui citite pentru că sunt viața noastră, ele sunt
Miezul mărturisirii noastre. Ne mai întreabă Anca, de ce există diferențe cu privire la numirile sfinților mucenici? Nu știu. Da, eu, la mine e simplu, mă uit în sinaxar și nu e nicio diferență. Dar în rest, cei care fac diferență, nu știu, că nu le cunosc. Nu. O să vedem ce ne mai spun oamenii, cu ce să... Așa, cu ce trebuie să te pregătești pentru a te împărtăși în noaptea de înviere? Anul ăsta. Anul ăsta va fi cam greu. Dar în general este post și rugăciune, dar și noaptea aceasta nu e exclus ca cineva să facă acest efort. Îți dau exemplu, cum să spun, e preot care stă acasă, de exemplu. Se poate întâmpla și asta. Se poate întâmpla. Când faci poate într-un sobor prea mare, cum regula e să nu umplem altarul, vom sta acasă. De exemplu, este o hotărâre la nivelul mitropoliei noastre, ca la Catedrala Mitropolitană unde eu slujesc. Doar trei preoți slujesc la Sfânta Masă, doi diaconi și doi cântăreți, ca să nu depășim o cifră care văd că a devenit cifră magică. Ceilalți, dacă vin, stau un pic și pleacă, sau vin și nu se îmbracă, stau la distanță foarte mare unii de ceilalți. Să știi că nu e ușor. Nu e ușor pentru că profesia noastră e o profesie a apropierii. Ne ascultăm oamenii aplecându-ne spre ei. Nu? Taina spovedaniei în Biserica Ortodoxă este făcută cu un chip aplecat către un chip care încearcă să se ridice. E foarte greu să schimbi lucrurile acestea de pe o zi pe alta. Când iau pe unii ce repede vor să modifice mentalitățile astea, e semn de mare prostie în domeniul sociologiei, dacă nu în alt domeniu, să nu înțelegi că mentalitățile se schimbă cel mai greu. Și slavă Domnului că e așa. Slavă Domnului că e așa, că nu înseamnă că ceea ce este ușor la un moment dat devine și mai ușor la alt moment. Deci viața e făcută să fie așa. Alexandra Boc ne spune, fetița mea, Ana, de 6 ani, vrea să le întrebe pe părintele Necula de ce încheiem rugăciunile cu amin. Pentru că cerem așa să fie. Ca noaptea la culcare, când vine mami și ne pupă și ea spune te iubesc și zici și eu te iubesc. Și eu te iubesc, e amin. Atât. Foarte frumos. Încă o întrebare de la Johan. Acum, ce semnifică poziția degetelor de la mâna preotului cât binecuvintează? Acum este un ichthys. N-am cum să vă arăt așa cu totul, dar aici scrie ichthys, pește. Da, arată Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul în limba greacă. Deci toate degetele alcătuiesc această, ce se zice, monogramă, ichthys, care înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul în limba greacă. Ne apropiem cu pas repede de final și vă mulțumim foarte mult că am putut să stăm în această perioadă alături de dumneavoastră. Să vedem dacă mai aveți ceva întrebări. Bun, o întrebare. Da, ce rugăciuni, mă întreabă Ioana și a zis să insist, să putem să-i spunem, ce rugăciuni molifte se citesc mamei și copilului după naștere? Acolo preotul știe ce are de făcut, pentru că e o chestiune de îndatorire profesională. Mama nu se poate, adică mama se poate ruga oricând vrea și ce vrea. Dar molițele preotului sunt acolo, în partea întâi din molitfelnic, cartea cu care umblă preotul sub braț tot timpul, unde cred unii că avem ascuns xeroxul de bani, nu e. Acolo este cultura pastorală a bisericii. Acolo e cea mai frumoasă definiție a omului. Un mare profesor de istoria filozofiei spunea că acolo a descoperit adevărul și am căutat în toate tratatele, în biblioteci mari, care este cea mai frumoasă declarație, definiția omului, zice, ca să o găsesc în molitfelnic. Chipul slavei tale cele negreite sunt măcar, deși port rănile păcatelor. Primele 20 de pagini sunt alocate mamei și copilului. Mama, la vremea botezului, mai primește o serie de rugăciuni. Nu pe dumneavoastră trebuie să vă preocupă, ci pe preotul paroh care vă are în grijă. Astăzi stați cu minte acasă și vă spun care e rugăciunea cea mai potrivită pentru mamă. Mami, mami, puiu, mami, dorm cu mama. Ca să doarmă la mic și să fie sănătos. Restul, ne rugăm mai las din tușă, că ați făcut destul pentru copii. În această perioadă mai avem 5 minute și aș vrea să încheiem și într-un mod mai optimist. N-am fost neoptimist, să știu. N-am, toți, numai optimist am fost, da. Dar au fost niște întrebări unele, mai așa și le-am perceput altfel. Cum
Ce le transmiteți celor care sunt acum, inclusiv celor care sunt acum în treabă, să zic așa, care fac să-și, treabă să-și facă treaba bine, asta? Eu zic că e nevoie de ei și ei trebuie să înțeleagă asta. Cum, o spun cu mâna pe inimă, mie nu mi-e ușor ca preot să înmormântez. Nu mi-e ușor să dau ultima împărtășanie bolnavilor. Noi suntem în linia întâi de când ne-am luat pe noi hainele astea. Unii reverend, alții vestonul, alții halatul. Nu trebuie să ne învețe nimeni ce avem de făcut la capitolul rezistenței morale și sufletești. Din clasa mea de liceu, foarte mulți dintre colegi sunt medici și îi îmbrățișez cu toată dragostea pentru capacitatea lor fundamentală de a rămâne niște oameni jos cu pălăria. Noi ne-am obișnuit cu moartea de când eram în liceu. Ne-am știut că pentru aceasta ne-am născut, ca să înfruntăm moartea la locul ei de muncă. Nu ne-am jucat niciunul cu vocațiile noastre, chit că unii au devenit procurori, alții polițiști, alții preoți, dar mulți dintre noi medici. Nu ne-a spus nimeni la școală că vom birui tot timpul în toate tratamentele și în toate acțiunile noastre de luptă. Unii dintre noi au făcut și armata. Unii au făcut și armata și am jurat atunci apărăm țara cu prețul vieții noastre. Suntem, din fericire, o generație care, uite, încă o dată trebuie să dea dovadă că România există. Da. Acum trebuie să citesc sora dumneavoastră, dragă Mihaela Zugravu, ne spune în felul următor: să nu uităm să mulțumim astăzi tuturor celor care își riscă viața și sănătatea pentru ca noi să fim bine, medici, polițiști, militari, preoți, dar și vânzători, curieri, casieri, da, magazine, gunoieri de pe stradă, profesori. Da. Deci oamenii care sunt vii. Țara acum seamănă cu care un bolnav. Care stă cu noi zilnic, da. Uite, de ce țara cu noi e un bolnav. Măi, țara e un bolnav care stă în ATI. Ori în ATI-ul ăsta e nevoie de toți. Fiecare trebuie să-și facă datorie. Așa sunt profesioniștii care nu pot să înceteze să lucreze. Știi ce s-a întâmplat? Au remarcat acum că Italia, Austria, Spania, Franța, Germania au constatat unde erau românii, până acum nu-i vedeau. Acum când au nevoie să strângă roade de pe câmp sau să planteze ca să aibă ce mânca, și-au adus aminte. E o veche poveste din America, din Statele Unite, când erau foarte porniți împotriva sudamericanilor și au zis Dumnezeu îi lasă fără sudamerican, ferească Dumnezeu, se blochează aproape tot. Eu am senzația că uităm de foarte mulți oameni, de aceea nu-i pomenim pe rând pe fiecare. Că uite, eu m-am gândit zilele acestea foarte mult la cei care se duc la serviciu să facă pâine, la cei care ne țin becurile aprinse, la cei care sunt acolo împreună cu ei, se știu, să le dea Dumnezeu sănătate, să-și țină sănătatea întreagă. Și nu în ultimul rând, gândește-te că e nevoie să rămânem toți vii. Trebuie să-i rușinăm pe analiștii americani și să le arătăm că vom fi sub 800 de morți, sub 804 exact, 804 morți au calculat ei. Să le dovedim că suntem mult mai puternici decât și că, în general, românii, ca în toate, nu le fac ca ceilalți niciodată pe toate. Eu sunt convins că Dumnezeu ne va ajuta și trecerea prin Paștele de anul acesta ne va învăța o dată în plus cât de importantă e învierea lui Hristos pentru noi. Și comunitatea, uite, lipsa asta de a vorbi cu lumea, de a se întâlni în parcuri, de a se întâlni în biserici, de a se întâlni și a primi acea lumină. Eugen, poate e momentul oamenii să se întâlnească cu ei. Te-ai gândit? Poate e momentul să ne mai întâlnim și cu noi. Este un film teribil despre o anchetă a FBI-ului în care comandantul FBI-ului își asumă un risc major în încercarea de a pune cu botul pe labe o gașcă de nemernici. Procurorul general al Statelor Unite îi spune: fii atent că dacă ratezi asta, zice, te va face praf imaginea pe care ți-o va crea presa. Și el spune, zice, prefer să mă înțeleg cu imaginea pe care o văd în oglindă în fiecare dimineață. Adică e nevoie să ne vedem un pic cum suntem, lucrurile care le putem îndrepta, să le îndreptăm și să ieșim mai buni din tot conflictul ăsta cu noi înșine și cu moartea, care nu e așa de departe cum pare. O ultimă întrebare și o să vă mulțumesc din nou, dar întrebarea asta e de mult pe buzele mele. De ce iubim Brașov? Uite, e grea întrebare. Mi-a trebuit o viață să pot povesti ce a dat Brașov. Avem timp! Avem timp. În ce mod Dumnezeu luminează. Eu iubesc Brașovul pentru că acolo e tata, acolo e mama, acolo e sora mea, acolo sunt prietenii mei din prima partea vieții mele. În fond, acolo e începutul vieții mele și să știi că iau Brașovul cu mine tot timpul. E interesant cum studenții, când vin la Sibiu, știu sigur că sunt brașovian, ca și ceilalți care vin dinspre Maramureș și știind că mama e Pughe Mureșan, imediat se lipesc de tine.
E un regionalist care adună, nu un regionalist care împrăștie. Și cred personal că avem nevoie de făcut mult mai mult pentru Brașov decât ce facem. Suntem datori orașului. Aș face la un moment dat un congres național al brașovenilor la Brașov, să vedem ce putem face pentru orașul ăsta ca să funcționeze cu demnitate. Cu demnitate, știu, aș începe acolo sus unde e ridicat drapelul tricolor peste tâmpa. E locul de unde s-a împiedicat calul lui Arpad în cântecele românilor la 1918 și să reînvățăm, să rearătăm Brașovul în demnitatea și frumusețea lui. Să știi că în mintea mea, când vorbesc de retragere și de liniște, vorbesc întotdeauna de drumul vechi al Poienii, de chetrile lui Solomon. Până trebuie să recunosc că nici podul Dracului nu e insensibil în inima mea. Adică există locuri în care suntem brașoveni până la capăt. Și mai e un lucru. Cred că există un dar al Brașovului de a strânge oamenii la oaltă. Dacă ăsta se pierde, ne-am pierdut cu totul. Noi eram amenințați de ani de zile că suntem orașul în care are cea mai mare depopulare dintre marele orașe. Și că de tranzit. Da. Constat că cei care și-au ținut bine hangul brașovenesc au rămas așa. Uite, poate să încheiem emisiunea aceasta fără încă o îmbrățișoară strașnică pentru medici, asistenți, asistente, pentru cei care țin Brașovul sănătos. Nu doar acum. Da. Nu doar acum. Nu-i nevoie de el, doar acum. De aia îi rugăm să rămână în viață, că o să avem de lucru și după. Și cu această frumoasă emisiune și uite, suntem aproape de 90 de minute. Eu după această perioadă minunată o să vreau să mai facem aceste întâlniri, dar cu permisiunea dumneavoastră. Și, okay. să transmit în primul rând un mesaj de mulțumire pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră personal. Și acum nu este nici de periere, nici de nimica. Din partea Colegiului de Onoare a Brașovului, unde dumneavoastră sunteți membru încă de acum 3 ani, în acea sală arhiplină de la Teatrul Dramatic, unde lumea a fost foarte încântată să ne audă și să vă audă. Și pentru noi, cei care sunt în acest colegiu împreună cu cei care sunt în linia întâi, sunt din toate domeniile, oameni care sunt într-adevăr oameni care în domeniul lor sunt foarte buni. Și Eugen, eu am încercat să-mi iau reverendă galben-negru, nu mi-a ieșit. Ca să fiu stegar până la capăt. Știi ce am să te rog, dar asta e o rugăminte așa. Când reușiți odată să preluați de pe YouTube și să mai puneți odată meciul acela celebru al Brașovului în Cupa Balcanică. Să ne ducem aminte că am fost și învingători, nu doar învinși. Da, a fost alături de noi părintele Constantin Necula. Într-adevăr, în această perioadă dificilă pentru noi, am stat în live atâta timp. Le mulțumim celor 170 de persoane care s-au uitat la noi și sunt alături, plus sutele de mesaje, n-am apucat să le citim pe toate, dar vă spun și vă promit eu acum să vedem când are timp părintele Necula să fie alături de noi, că vom reveni, că se pare că ne place și mai mult decât atâta. Vedeți, partea online și mediul online este bun atât timp cât știi să-l faci bun și, cum zicea cineva, lăsați frustrările acasă, lăsați răutățile și fiți nu mai acasă, buni. Se le lasă pe stradă să circule pe cu stradă, da. Frustrările sunt libere. Sunt libere acasă să rămâneți voi și să fiți voi cu voi în această perioadă și să vă gândiți că, într-adevăr, merităm mai mult. Merităm să fim mai buni, mai îngăduitori. Și această emisiune pe care noi am făcut-o este și, într-adevăr, să simțim românește și, bineînțeles, să iubim Brașovul. Părinte Necula, aveți ultimul cuvânt, bineînțeles. Nici de cum. Să iubim Brașovul are ultimul cuvânt. Spor la treabă și să ne vedem bucuroși în viața de zi cu zi, la momentul când